Iar începem cu bună ziua, Ana. Începem iar? De bună ziua, hei! Iar deschidem noi? Nu, că am zis odată, bună ziua. Când? În episodul trecut. Păi și ce, asta nu e alt episod? Ba da. Hai zi tu, Păi începe. nu, dar nu, dar oricum mi se părea Dumnezeu să zic și acolo. Ce? Haide, hai, dai play, bebe, ha. Plecăm în vacanță. Soare? Ia zi tu, de când îți dureai această vacanță? Nu știu, îmi doream vacanță atât de mult. Că respiri în mască, pui ce vot o vale. Pentru noi? Da. It's so hot. Ia, foșiu. Mă iau să fac eu, vorbim cu el. Cum ar fi să faci pe chit? Nu prea sunt mulțumit. Neata. De ce stai numai după de asta? Ai tu stilul ăsta de a mă surprinde. Cum? Cum? Dimineața n-ai văzut, aveam păluța la gură. Foarte bine. Deci abia aveam 30 de secunde de când mă trezisem. Așa. 15 de când mă dădusem jos din pat. Și tu ai pornit camera, tu fiind treaz de 4 ori deja aproape. Păi asta e problema, măi. Nu, dar nu e problema, da. Doar că eu mă odihne, am nevoie să cresc. Este în crește. Bă, termină, cine te aude, ești nebun, gata, ai 25 de ani. Nu, fiată, hai să zic. Deci, am descoperit o chestie. Ia. Oamenii ăia deștepți, adică ăia de știință, au spus că creierul uman este adolescent până la 25 de ani. Păi gata, acum mergi pe 26. Nu. Păi da, hei, nu, încă n-am trecut de 25. Eu încă sunt adolesc fucking cină. Tină. Adolesc fucking tină. Adolescenti. Adolescent. Sunt adolescentă. Păi dimineața, hai să mâncăm. Ce să mâncăm? Mâncare. Ce mâncare? Păi nu știu. Eu nu înțeleg cum poți tu să te trezești și deodată să mănânci. Bă, deodată, adică nici nu faci nimic, ești nebun, abia duci la baie. Tăpi, dar mie mi-e foame, că sunt în creștere, n-auzi? Și așa? I-am nevoie de somn și mâncare continuu, ele se pupă una cu alta. Deci aparatul este foarte aburit. Ca în ciumezeale afară. Super. Și ce diferență? Good morning. Good morning. Diferența de temperatură în cameră e foarte rece și probabil aparatul e rece, e rece. Da. Asta este unul dintre lucrurile care mă enervau foarte tare, pe care nu le știam, că n-am mai fost într-o zonă din asta atât de umedă, nu le știam că, nu știam, în cameră într-adevăr era foarte rece și nu știam că o saburească aparatul, dar... Era foarte rece pentru că tu dădeai la 18 grade și ne degera creierul. Creierul tău, adolescentin. Da. Degera și... Și nu putea să se dezvolte cum trebuie din cauza frigului. Lui trebuie căldură. Și mâncare. Și mâncare și soc. Mă duc să niște castraveți și la vrei? Du-te. Pis. Și și-a luat soare cu... lejer. Dar am luat astea. Eu, boosterele astea de morcovi. Vedem și părerea are soare cu despre booster. Că booster are ea nevoie. No, nu știu ce am văzut să pun ție în față cu al meu. Ce? Fructele. Te luat fructe? Da, dar îți dau și ție, îți dai seama. Ulala. Și ce mi-ai luat? O fiert cu somon și brânzic. Hai, noroc. Bă, ce e? Ia. Cred că știu ce e și rău, ai gustat? Nu. Stai. A, nu, cred că e morcov ăsta. Da, booster de energie. Bea tot. Bea tot. Foarte bun. Nu-i bun? Super. Nu ai extraordinar. Chiar a fost bun ăla. Da, doar că eu mă așteptam să fie dulce. Morcovul. El oricum e dulce. Da, nu, eu mă așteptam să fie dulce. Mai dulce, cu zahăr. Cum? Și atunci când... Că așa, mă, așa am crezut că, dar lasă-mă pace! Dar ce problemă ai? Așa. În continuare ceva de comentat. Na, păi, dar normal că am de comentat.
că șlatul din morcov e foarte sănătos. Lasă-mă! Cum ai dormit? Biniță. În afară faptul că m-am trezit din oră în oră. De ce? Pentru că aveam creierul deja odihnit. Păi, eu ți-am spus... Nu! Comenta! Nu-i bine! Nu spune ceva de răută, ci... Taci din gură! Eu ți-am spus! Nu e bine să-ți odihnești creierul. Deci, creierul meu era odihnit de somn. Că el niciodată nu e odihnit. El mereu gândește. La deci ce? Eu, fii atent, eu când dorm, am mai mult de 17 vise. De ce? Pentru că eu super gândesc, înțelegi? Îmi pleacă toate antenele din cap. Explică-te puțin, te rog, ziceai... Am cerut două. Am cerut două. Deci când am auzit că ai zis, yes, yes, both here, yeah. Eu te-am întrebat dacă vrei și ai zis că nu vrei. Păi, și am cerut două. Eu nu vreau, dar eu am vrut două ouă, nu două porții. Bă, eu am cerut două ouă. Așa, și câte ai mâncat? Trei. N-am mâncat patru, trei am mâncat. Trei. Păi da, dar ai cerut două, le-ai luat pe toate patru, ai mâncat trei. Dacă ai fi putut să mănânci și pe cea de-a patra, să mănânci al patrulea ou, le-ai fi mâncat. Normal. Da, nu-i logic. Eu am cerut două. Tu m-ai îngreșat. Eu am cerut... Nu mai da vina pe mine, când eu acum... Ai văzut ce mâncam eu? Și eu mâncam somon. Ești nebun? Ou cu somon și cu pâine. Cu pâinică. Bă, ce... No. Deci tu, și tu mâncai pâine. Da, da, și eu mâncam pâine. Eu mereu și eu mâncam somon și tu mâncai somon și tu mâncai ou și eu mâncam ou. Da, nu, tu ai mâncat da, ou nu, ba, prăjit da. Sau ciud. Eu poșat ăla. Poșat după șat, am dureri mari de cap și ator de morcov. Ai să-l mănânci cu toate? O să mănânc doar trei. Ha. Super. Hai de poftă bună, papa. A rămas parfumul. Ai rămas... aici. Al tău? Doamne, nu, a unei doamne care trebuie să plângă noi atunci când noi veneam. Și parfumul miroase exact a fetele, sigur știu. Ha, am văzut tricoul meu cu Bugs Bunny. Asta e mai hustle side. Păi nu, stai să vă arăt spatele, că ăla l-a văzut. Yep. Yep. Fetele, sigur știu mirosul pe care îl aveau rujurile mamelor noastre când eram noi mici. Mirosul de ruj al mamelor noastre, era ceva îngrozitor. Nu. Bă, da, ești nu. Nebun. Miros... Eu asociez mirosul ăla cu miros de babă. Nu, înseamnă că n-ai mirosit tu ce trebuie. Cum adică? O să-ți arăt, cred că am un ruj, dacă nu mă înșel, la un șocolat la mine, care miroase exact ca rujurile alea. Dar de ce? De la ce miroase așa? Nu știu. Nu știu că era un gen... Ce? De ce râzi? M-ați amintit de ce zicea tata. Că rujurile sunt făcute din sau de tufă. Ai avut un fluier atât. Am avut un greier. Ți-e frică de lilieci ăștia de pe aici? Nu. No. Ha? Nu, no, par pașnici. Cred că sunt obișnuiți cu oamenii, în regulă. Doar că-s cât un vultur. Sunt foarte mare, da. Poate o să prindem unul pe cameră. O să prindem. Ce-mi place cum se vede poteca asta. Poteca. Poteca. Mergem la... Uite ce frumos se vede acolo. Unde? Acolo. Uh-huh. Da, da. Uite când ne-am lovit și de ploaie. Când ne-a tot povestit domnul șofer, ați văzut în episodul trecut, că eu nu știu cum dracu nu m-am gândit că e sezon ploios. Nu m-am uitat la treaba asta. Tu uitându-te la absolut orice altceva. Da, bă, dar la asta nu m-am uitat. Eu am văzut, înainte să plecăm noi, am văzut la Delia și la Smiley ploaie și zic, de ce plouă? Și Smiley îmi zicea, nu, n-ai treabă, că e din asta scurtă, nu știu ce. Zic, ok. Și după asta când am ajuns, l-am întrebat pe domnul șofer, a, sezon ploios, a, super. Și uite prima ploaie, da, frumos, plouă da. Frumos. Păi, e cald. E da. Cald și ploaia e caldă. Da, nu e ploaie de aia urâtă. Rece. Rece. Vântoasă. Rosalinda. Hei, Rosalinda. Și mai ne sunt la roz. Lăsați-mi comentarii.
mie nu mai găsit la rost. Și încă n-am pus tot ce aveam eu rost pe mine, pentru că Ștefan era, îmi pregăti și tu ca o turistă. Turistile așa se îmbrac? Eu, dar ce înseamnă să te îmbraci ca o turistă? Cum adică? Mai lejer. Băi, așa m-am îmbrăcat, e foarte lejeră. Mie nu mi se pare. Adică mi se pare că ești foarte aranjată pentru o turistă. Mulțumesc! Dar eu sunt o turistă aranjată, na. Păi da, dar nu arăta aia turistă. Ce, ți era rușine cu mine? Nu mi-era rușine, nu, doamne, e departe de mine acest gând. Dar nu mi se pare că arăta aia turistă. Ba da! Bă, nu! Ba da! Adică nu, dar da, e ca și cum eu zic, tu prea arăți așa aia turist. Cum adică, cum poți să definești asta? Nu știu, îmbrăcați mai lejer, mai așa. Păi da, eu așa mă îmbrac lejer. Și erai prea roz pentru o turistă. Eu n-am văzut turiști în roz. Full în roz. Păi nu-mi place rozul, mie îmi place, e culoarea mea favorită. Nu, hainele de turiști. Așa. Nu-s roz. Aia care fac haine pentru turiști nu se gândesc să fac culoarea roz. Dar ce culori sunt ea? Albastru, maro, alb. Așa, verde. Așa definești tu culorile pentru turiști. Deci tu ai și o paletă de culori pentru turiști. Da, da. Ai și hainele pentru turiști, da. Comportamentul unui turist care ia. Ce face el? Face poze, nu? Oh. Asta, da? Nu. Nu? Nu. Uite, da. Eu eram turist, eram roz, aranjată și îmi făceam. Tu făceai. Da. Tu erai turistul cel pe gen. Perfect. Apoi tu practic te-ai deschis pe tine și treaba ai tu cu mine. Eu-s eu. Și cu ghiozdan negru, cred că merge. 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 Până îmi pun ochelarii mei roz și atunci o să fie totul din nou foarte roz. Merge. Merge. Din oglindă, ești foarte blindat. Da, tu, cu tine vorbesc. Ne-am gata. Ce faci, Faric? Ne-au mâncat păsărelele cotorul. Creierii, nu păsărelele mi-au mâncat creierii. Păsărica. Păi ce mă întreb? Ce părere ai despre acest lucru? Ce păr bogat ai? Ce faci de ai părul atât de bogat? Îmi cumpăr extensii. Păr bogat? Să vezi ce cadru ți-au. De asta de frumoasă, cum vrei tu. Da, fără pe care se încadrează bacul cu gustul ăsta. O minunăție. De turistă. Ia uitați cum coboară minunăția. De turistă. Șlapii fac tot. Să potrivesc șlapii. Păi din cauza ta am luat șlapii. Eu aveam Adidas roz. Mai bine. Mai bine așa. Adică alb, roz, nu erau chiar. Era foarte turist. S-a aburit. Te-am filmat totul pe abă. Da, eram o nebună. Eu sunt rebela din Seychelles. La plajă? La plajă. Prin stânga. Plaja este în stânga. Baby. Oh, really? Tuc. Cred că în maxim 5 minute o să am păr drept. Mhm. Păr bogat, dar și drept. A che puche? Puche, mă! A che puche? A numărul din ăla negru de la noi. Da? Da. De la Techirghiol? De la Techirghiol. Puche. Puche. Oh, ce ghiozdan. Drăgu ai. Do you like it? Mhm. Bine. Deci pe unde te duci ea? Hai, bă, ce piros așa bun, mânca! Nu pe acolo, că-i fleașcă. Păi crezi tu că-i fleașcă ceva pe aici? Nu e fleașcă? Nu. Oh. Îți place? Da. Ce îți place? Chiar arată ca în filme. Da. Chiar arată. Bă, dar ce luminos e, bă, frate. Da. Îmi sparge ochiul. Bă, ce plajă, bă. Prima oară când am văzut o plajă de genul ăsta eu în viața mea. Ce? Real, nu la televizor. Ce? M-a întristat un pic. Așa. Era faptul că erau extrem de mulți pași pe plajă. Nu era plajă. Eho, când a trebuit să fim pe o insulă din asta pustie, sălbatică. Mă gândeam că o să așez din insulă. De la ce? Oamenii. Dar tu l-ai așezat după ce ai trecut? Nu, de la resort. Eho. Foarte frumos. Da. Pe imagini nu se vede, dar era
foarte multă lumină, pentru că nisipul ăla avea o tentă, era foarte deschis la culoare, înspre alb, așa, și era pe post de blend, așa, nu știu, să reflecta lumina. Ce? Ce de aia? Uite, de aia de pișcă. Meduză? Nu, un crab. Ah, uite crabul. Uite, ți-a făcut mâna, leșin. Uite-l. Vei să agresivi. Cine te-o păcăli pe tine cu astea, bă? Da, mă, te apucă și stă acolo, nu vede. Serios? Călduță? Bă, dar ce frumos e. Ce frumos e, bă. Mai știi crabul și craba? Ăsta ce-i? Deci noi chiar suntem bine de tot. Știm crabul, știm craba, care-i problema cu fiecare, nu? Da, ți-am zis, trebuie să vedem pe burtă. Degeaba. Da, ne uităm pe burtă, așa da, e. Da, te duci tu și iei crabul la casă. Iau crabul, da, păi da, n-am mai luat crabi. Crabul are o rachetă. Da. Și craba? Un triunghi ceva, nu? Bine, eram cu mănuși cu astea. De acolo știu că sunt răi și agresivi. Da, a, bravo, da. Mi-era teamă să nu fiu chișcat. Ești sigur că trebuie să mergem jos până acolo? Pare că o să leșinăm în curând. Băi, e foarte cald. Da, asta zic. O să le așezăm și să ne îmbronzăm. Yes, da, sunt de acord. Hai aici, sus, pe astea. Păi tu, pe alea, eu aici. Hei. Că tu nu vrei să bronzezi, eu da. Dar de ce m-am machiat dacă știam că sunt? Mamă, câte probleme are șoare cu bosule. Eu nu știu cum de... Doamne. Hei, hei, hei. Cu nimeni. Uite un crab. Unde? Uite acolo. Unde, bebe? A intrat înăuntru. Uleu, ce mi-e cald. Comportă ca și cum ești în vacanță. Da. Și să mergem acolo să vedem dacă... Deci o leacă mai încolo sunt niște petre mai mari. Deci știi petrele? Așa. Da, sunt puține. Și o să mergem acolo o leacă mai târziu. Dar vreau să gust un pahar de vin să văd că e totul în regulă. Ce faci acum? TikTok. Păi de ce? Da, stativul ăsta, trepiedul ăsta de m-am luat, băi, mă întrebați că este ceva extraordinar. E din fibră de carbon. Lasă-mă puțin. Te rog. E din fibră de carbon. Zi tu dacă nu. Spune. Te rog. E foarte ușor. Este, zicem după aia, lasă-mă. E foarte ușor. Se face foarte, foarte mic. E perfect pentru... pentru destinații, pentru vacanții. Da, și l-am luat și uite. Dar ce, dar nu poți dansezi? Deci nu mă lăsai nicio secundă să-mi fac treaba. Păi aia asta... era treaba mea în momentul ăla, să fac un tiki-toka. Păi da, dar asta fac turiștii? Da. Da? Da. De ce? Da, așa. Păi da, ce turist nou ești tu. Praf, vezi? Ce haz. Spune-le ceva oamenilor de acasă. Zi, facem TikTok acum. Leu. În spate să știți că nu e alb. N-avem un fundal alb. E doar așa. Wow, dar doar că e în... ce drăguț. Ce drăguț. Liniște. Liniște tu. Te rog, bebe. Ce faci tu acum? Este indicat copiilor? Nu! Nu consumați alcool dacă nu aveți peste 18 ani. Pentru că aici de față... Nici mie nu este indicat. De ce? Dar nici pentru mie nu este indicat, domnule. De ce, dragă? Because it is alcohol. What alcohol it is? Vinuț. Wine. Wine. A, știi că e piesa aia cu wine? Wine. Oh. Domnișoara Rodica. Uite unde era rondelul. Sergiu. Rondelul. Sergiu, bă. Rodica. Rodica sau rondel în spate? Rodica, eu Sergiu. Ăsta este primul și unicul pahar. Și trag de... până aici a pus. Trag de vinul ăsta de 4 ore. Tu ai tras de toată sticluța. De fiecare dată soare cu când gustă alcool, ea chiar gustă. Cum adică? Pare că chiar bea, nu? Adică chiar gust, la modul că nu prea beau și chiar doar gust. Da, doar gust. Nu prea bei. Da, tu spui gustat la bății și ai zis nu, chiar gustat. Nu, eu zic aș gusta ceva. De ce este Sergio? Pentru că, nu știu,
domnul Sergiu, cred că nu mai trăiește, am avut eu doi vecini. Am mai povestit asta? Da. La pe... Cu Rodica și domnul Sergiu, în fine. Cu doamna Rodica și cu domnul Sergiu, am uitat cum îi cheamă. Aveam doi vecini care aveau acest obicei de a gusta mai mult și de a mă teroriza. De a gusta mai mult de vinuțuri în aceeași oră. Nu vinuți, nu, erau cu vodka ei. Oooo, ce rebeli! Da, și eu fiind copil, mă trimiteau să le iau vodka. Și de la domnul Sergiu Popovici, Dumnezeu să-l ierte, așa îl chema, am învățat că dacă... Nu, nu! Când mă prindea în lift, mă lua ce faci, mă. Nu, poți să fac treaba aia. Au. Bă, mamă, deci mi-ai atins aici un nerv de mi-a plecat ochiul, ești nebună. Doamna Rodica, dacă mai trăiți, cât ție domnul Sergiu, știu că nu mai trăiești, Dumnezeu să-l ierte. Am ajuns bine. Tu ești super, hă? Îl vezi? Nu. Uite că se mișcă, ai nebunit la cap. Deci un om? Stai să vezi, pune în cameră. Și uite la noi, stai să-l salutăm. Ia. Uite la acolo, e singura chestie albă care se mișcă. Nu. Și acum asta a plecat. Oh, it is cold outside. Inside. No, no, outside. It's more cold here. It's more cold. It's hot here. It is cold here. Abia în momentul ăsta arăt ca turistă. Așa arată un turist. Cum decide? Care-i diferența? Fie ești îmbrăcată lejer, cu un tricou mai larg, așa, mai flu-flu. Flu-flu? Păi eram flu-flu și în roz. Nu erai flu-flu, era. Băi, eram foarte lejer eu îmbrăcat așa, doar pentru că... Dar dacă era, ar fi fost albă ținuta. Da. Sau berj, sau cea. Ar fi fost mai turistică? Mai de turist? Da. Da? Rozul nu se pupă cu turistul. Părerea mea. Ia, foame. Bugs Bunny? Nu, am cu Space Jam. A, da. Da, m-am luat aerea. Ce să faci? E ok. Ce să faci? Ce să drăgi? Uite un băiat în puța goală, dar nu îl vom filma. Bine. Cât am zis că e vinul? 100? 80-100. Da. Vezi că mașina aici, să vă duc de colo-colo, e 120 dus întors. Într-adevăr, cam scump taxiul. Am mers 20 de kilometri, 10 dus, 10 întors, și am dat vreo 140 de 2000 de rubli de asta. Ceva pe acolo, 130 de euro. Și scump. Nu ne-am așteptat. Did you experience the cold? Not the cold yet, weather? Not yet. The low it goes 23 degrees. The low. Did you saw So all the year is snow? Summer. Yes. Never snow in Seychelles. Never snow. Deci trebuie să înțeleagă oamenii că eu l-am întrebat pe băiatul ăsta dacă a experimentat frigul sau zăpada. Nu în Seychelles, că e logic, în Seychelles nu ninge și nu-i frig niciodată. Este da, logic? Este logic, da. Bine, acum cu schimbările astea climatice, mă aștept în câțiva ani să ningă. No, să nu fie așa. Da, e dubios. Nu cred că nu a văzut-o la zăpadă. E nasol să nu vezi. Că n-a văzut niciodată, da. Păi da, dar mi se pare nasol. Dar în același timp, nu e ca și cum nu știi cum, gen, dacă bagă mândra. Bagă mândra în dulap? Dacă bagă mâna în frigider. Da, sau într-un congelator de la mare, acolo se formează niște zăpăzică. Da, da, nu mă, să ningă, să te bucuri, să nu știu ce, așa, tipă, intri într-un frigider și vezi cum e să-ți fie frig. Da. Nu, să fii afară, să experimentezi treaba asta. Da, e weird. E weird. But the life here... Is expensive. It's expensive. Very expensive. Why? Because you have to import everything. Fiind o insulă mică, totul se importă. Nu produc nimic. Absolut. Au doar câteva fructe și câteva legume pe care nu le importă. Da, în rest cumpără tot. And also we have high taxes. And the only thing that the local that's good for us is the school and the education. That is free of charge. Oh, okay. Even wood to make the house, we have to import. Oh, really? Yes. Oh, okay. Because the government preserved the nature. Because this is how tourism industry is in the nature, the sea, and the nature. Okay. So you're not allowed to cut the trees to make houses? No, if you want to build houses, you need to ask permission. And they come and visit.
Ah, okay. So that's why you don't have lights? Yes, on the beach. To protect the environment? Yes. In some places, yes. It's like nature. You have all the lights is on the other side, like near Victoria, the city, near the airport. Okay, so if you want to walk after 7 p.m. or something. There's some places near the roads that have the light, but you have to be very careful. But it's safe. Yes, it's safe. You have to just be careful. You have to wear clothes that the car can recognize you. Okay. Some people you might see like on the way back, you might find people that they wear dark clothes. You have to, even the driver have to be careful. Uh-huh. Yeah. Okay. Am ajuns la masă, nu prea am filmat. De ce? Pentru că ne-am simțit foarte bine și am vorbit foarte mult și... Și am uitat, ne-am luat cu vorba și cu poveștile și cu astea și am uitat să filmăm, dar a fost o masă pe cinste. Foarte drăguță, pentru că ne-am întâlnit cu Delia. Noi suntem, dar nu ne vedem, am fost la masă, am stat mai mult la povești decât am filmat, mergem pe cameră, care este foarte departe. E, așa arată străzile în Seychelles, fără pic, fără strop de lumină, pentru că oamenii conservă natura. Dar este foarte dubios, este foarte periculos să mergi noaptea pentru că nu vezi nimic. Nu se vede nimic, nimic. Drumurile sunt foarte înguste și da, este periculos. Da, e ciudat. Și și foarte, mi se pare foarte obositor pentru ochi. Da, foarte obositor. Foarte obositor. Ce vrei, bă? Ce vrei, bă? Și bubo, o să-mi iasă la gură. La cât vorbesc cu soțiile, le ies bube la gură. Gata, Ștefan, închide camera aia odată. A, da, dar de ce? De ce vrei să închid camera? Ita. Ita. De unde e Ita asta? Dar chiar, bă, de unde e Dita asta? Nu știu. La mine era Ita. Și la mine e Ita, nu Dita. Dita, nu, la mine era Dita, da, Dita. Ala, nu, la mine era Ita și Ita era un fel de... Ia uite, mă, Ita la ea, mă. Uite! Ita la ea! Ha? Din care? Nu, eu cred că e de la Bacău. Ita. Ita la ea! Da, nu, la Bacău era Dita. Dita! Dita pe aia, mă! Bă, dar nu mai fac lilie, ce nimic. Nu mai fac lilie. Da-și din cură. Da-și din cură. E ora 10.45. Dita la următorul episod. Hai de cafetina. Nu, nu faptul că ai energie mă deranjează, ci faptul că ești un pic. Unghiile astea, tu poți ucide balenii, bă. Din siret nu vine niciodată, nu o să vine niciodată niciodată. Deci ai stat fix 10 minute. O să schimbi oamenii pe canal. Am vrut să ne rezolvi! Mai distrugi și ei. Mai nenorocit. 3 zile la rând m-am culcat, crezând că va fi ultima mea noapte.